Kikoriki. La Draga mea, Scrofi, încearcă să ghicești ce-ți vom dărui anul acesta cadou de ziua ta. Probabil ceva dulce, pentru că așa este viața. Mai devreme sau mai târziu, dulciurile se sfârșesc. Așa că puteți să le dăruiți oamenilor dulciuri iar și iar. De acum înainte, nu mai trebuie să-ți faci griji că o să rămâi fără dulciuri. Poți să stai liniștită. Pentru că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Pentru Scrofi cea minunată, o mașină am construit. Una ce face ciocolată să aibă dulci înzecit. Poftim! Un mașin care face dulciuri. Bite! E bun! Haine, moment! Achtung! Bitte! Un ciocolată! Așa ceva nu se poate! Am visat mereu la așa ceva! Astăzi este prima zi din restul vieții mele! Și ce viață! Viață dulce. Instrucțiuni. Bine. Scrofi, sigur nu o să te îmbolnăvești? Nu o să mă îmbolnăvesc. Acum înainte totul va fi minunat. O să mănânc câte bucăți de ciocolată vreau. Oricâte vreau eu. 5. Nu, 10. Nu, 100. Nu, câte? Oricâte se poate. Totul o să fie făcut din ciocolată. O să am o masă de ciocolată. Un scaun de ciocolată. Și dacă o să-mi fie vreodată poftă de ceva delicios, o să mănânc masa! O să fac chiar și o casă din ciocolată! Întreaga lume din ciocolată! Întreaga lume! Ciocolată! Cioco! Ciocolată! Cioco! Ciocolată! Cioco, cioco, cioco! Cioco, ciocolată, ciocolată! Șah. E o alunecare de pământ. Este o erupție. Va trebui să ne scoatem singuri. Oare ce dezastru extraordinar o fi și ăsta? Ciocolată. Salut, prieten! Nu-i așa că sunt niște peșteri minunate în lava asta vulcanică? Nu! E lavă! E ciocolată! Mașina de făcut ciocolată! Care folosește puterea la maxim! Trebuie să ieșim de aici acum! De ce picură așa de mult? Pentru că ciocolata se topește de la soare. O să ne necăm cu toții! Scoteți-mă de aici! Văd lumina! Acesta e sfârșitul. Hei, tu de acolo!
apucă de capătul ăsta. Este în regulă, nu face griji. O să căutăm pe Scruffy și o să salvat ea de toată ciocolata asta. Acolo este! Scruffy! Ah, ciocolată! Oh! Hai sus, încet și ușor! Oh, unde mă duceți? Vai de mine! Totuși, cred că am mâncat prea mult. Ce fel de viață e asta până la urmă? Visele meu au devenit realitate? Dar până la urmă, îmi fac rău la stomac. Totul trebuie să fie cu moderație, draga mea. Moderație. Kikoriki! Nu vreau să mănânc acest măr, chiar nu vreau. Chiar nu vreau să mănânc acest măr, măr roșu. Ar trebui să mănânc mărul? Nu prea vreau. Ce tot faci? Nu vreau să mănânc mărul ăsta. Serios? Cu siguranță. Da! Da! Ce faci? Ce faci acolo? Dar ai spus că nu-l vrei să-l mănânci. Am spus că nu vreau să-l mănânc. Sunt lucruri mai importante decât să-mi fulești toată ziua. Nu ai auzit de puterea voinței? Dacă vrei să-ți folosești puterea voinței ca să nu mănânci mere, atunci îți trebuie un măr. Mi se pare suficient de clar încât să înțeleagă orice tolomac. Puterea voinței. Nu vreau să mănânc plăcinta asta. Nu. Cred că 6 plăcinte pentru mâine seară sunt mai mult decât suficiente. 3 de servit înainte de cei și 3 după. Stai o clipă! Unde este plăcinta? Nu știu. De unde să știu? Nu am voie să mănânc plăcinte, mai ales după ora 7 seara. Și dacă nu ai observat, încerc să slăbesc. O să slăbesc, da. Sunt la dietă. Nu pot să mănânc plăcintă. Nu vreau să mănânc plăcintă. Și dacă nu vreau să mănânc, atunci înseamnă că nu am mâncat-o. Pentru că atunci când ai o voință puternică, spui că nu vrei să o mănânci, atunci o mănânci. Nu, vreau să spun nu. Nu o mănânci. Oh, ce turnură îngrozitoare au luat lucrurile. Prietenul meu impulsiv, am văzut totul. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai mărturisit? Ai văzut tot? Nici măcar eu nu știu ce mi s-a întâmplat. Am spus că dacă o să stau deoparte de prăjiturile alea și toate tentațiile, atunci totul o să fie bine. Da, plăcinta aia era așa de suculentă și de tentantă. A fost foarte tentantă, n-am putut tentantă, înțelegi? Nimănui nu-i pasă de plăcintă. Ceea ce e important e că ai mințit. Am crezut că s-a întâmplat ceva grav și am fost îngrijorat pentru tine. Ceva s-a întâmplat. Se pare că până la urmă sunt o bestie controlată de impulsuri. Crezi că mi-e ușor să recunosc asta? Mai ales mie să-mi recunosc. Dar ai dreptate. Trebuie să le spun tuturor și să-mi cer scuze. Poate să-mi cer scuze imediat. Poate am putea să le spunem că am încercat să le facem o farsă, a? Fă ce vrei. Ce e important e să te calmezi, pentru că ei cred că plăcinta a fost mâncată de o creatură dintr-un univers paralel. Bine! Nu! Asta nu va funcționa. Or să creadă că a fost o farsă foarte proastă. Și atunci ar avea dreptate.
Poate ar trebui să spui că nu erai pregătit să mărturisești. Dar că acum ești... Și de ce nu eram pregătit să mărturisesc? Bine, pentru că aveai un oarecare motiv filozofic să mănânci plăcinta. Trebuia să evaluezi și să gândești întreaga situație înainte de a spune tuturor adevărul. Nu e rău ce zici? Și de ce am mâncat eu plăcinta? Probabil pentru că ai vrut să o mănânci, bunul meu prieten. Așa este, am vrut! Am demonstrat o voință puternică! Îți dai seama? Am mâncat-o! Nu! Nu! Nu pot! Nu pot! Nu pot! Prietenul meu drag, unde pleci? Demonstrează ce voință ai! Nu! 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 Nici măcar nu încerca să mă convingi! Este foarte simplu, serios! O să coacem aceeași plăcintă și spunem că s-a pierdut, dar că ulterior am găsit-o noi! Și de ce ne strecurăm așa clandestin la bufița? În ce anume sugerez să coacem plăcinta? În calculatorul tău poate? A? Aici sunt ingredientele. De ce avem nevoie? Făină, unt, cremă... Nu vreau să mănânc plăcintele! Nu vreau să mănânc plăcintele! Nu vreau să mănânc plăcintele! Ia plăcintele de aici! Nu vreau să mănânc plăcinte! Nu vreau! Ce tot mormăi acolo? Ce se aude? Cine e acolo? Sunt eu! Am venit să spun că eu am fost cel care... Da! Am mâncat... Plăcinta! Da! Bravo, prietene, bravo! Prin faptul că ai mărturisit, ai triumfat! Este o victorie! O victorie a voinței tale asupra circumstanțelor! Ce va aduce vântul? Greșită. Vântul bate către țărm. Este aproape ora 5. O să înceapă să sufle către mare acum. O să lipsesc mult. O să mă întorc până la 5.
Vezi tu, briza este vântul local. Suflă de-a lungul malurilor. Briza își schimbă direcția de două ori pe zi. Asta e din cauza că marea și uscatul nu se încălzesc la fel. În timpul zilei suflă dinspre mare, iar seara, când malul se răcește, suflă dinspre uscat. De unde știi toate astea? Mult, mult timp în urmă mi-a povestit un capitan de corabie. Știe multe despre vânt pentru că este capitanul unui vapor cu pânze foarte mare. Și unde s-a dus? S-a dus cu vântul. Dar a spus că dacă o să prindă un vânt favorabil, o să se întoarcă cu siguranță. Dacă ea ar fi vrut asta, ar fi putut să se întoarcă de 100 de ori. Tu nu știi cât de repede se schimbă vremea pe mare. Sunt atât de mulți curenți acolo și trebuie să-l prinzi exact pe cel care îți trebuie. Este bine atunci când pornește reversul musonilor. Asta e atunci când vânturile suferă o schimbare. În timpul verii suflă dinspre mare, iar în timpul iernii suflă dinspre uscat. Așa că poți pleca pe un vânt iarna și te poți întoarce tot pe el vara. Dar sunt de asemenea și vânturile alizeie. Ele suflă doar într-o singură direcție și dacă ai plecat pe ele, nu te poți întoarce decât dacă ai făcut înconjurul lumii. Ora 5. Vântul își va schimba acum direcția. Da. Haide, trebuie să atârnăm ciupercile la uscat. Orizont? Tu stai aici și urmărești orizontul zilnic? Va veni curând iarna, iar soarele nu va mai încălzi pământul, iar vântul va sufla doar dinspre mare. Nu o să mai vin aici până la primăvară. Schimbă direcția. Ora 5. Da, da, putem merge acum. Vântul cântă același cântec învechit. Kikoriki. Este vina ta! Haide să mergem să ne plimbăm! Ne-am plimbat serios! Unde suntem acum? Nimeni nu știe! Ne-am rătăcit! Am vrut să ne plimbăm pe lângă casă, dar tu, a trebuit să te bagi tu! M-am plimbat deja pe aici și pe acolo e plictisitor! Și acum, cine știe pe unde suntem? O să mor de foame! Doi vrăjitori. Miriu, nu atinge nimic, te implor. Dar eu nu ating nimic. E cineva aici? Ne-am pierdut. Ah!
stinge. S-ar putea să fie expirat. Mi-e foame. Au. Aș vrea să am o bucată de tort. Una mare. Și niște ceai fierbinte. Mulțumesc. Crezi că ne-ai putea trimite și acasă, te rog? A, da, acasă. Dar de ce mă scarpin așa de mult? Ce minune! Iarba mea, uite soarele meu! Ce bine e aici acasă! Ce frumos e! Cred că tu ai făcut asta când ai scărpinat și ai spus acasă! Cafea! Cu zahăr! Încă o lingură! Curcubeie. 8 curcubeie. Păsările să cânte ca Mozart. Este muzică clasică, draga mea. N-ai vrea să te duci să te scarpini în altă parte? Dar de ce? Am în sfârșit puterea de a face lumea aceasta mai bună, mai drăguță, mai dreaptă, mai blândă. Dar așa arată lumea mai drăguță, mai dreaptă și mai bună. Nu, nu e adevărat! Albul nu e negru și negru nu e alb. Dreapta nu e stânga, stânga nu e dreapta. Cercul nu e puternic, cercul nu e lung. Dam, balam, balam, bam, 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 drumul se străpung. Ziua nu e noapte, rău nu-i plăcut. Și dacă-i întuneric, nimic n-ai de văzut. Dacă ai chelie, părul nu ți-e lung. Dam, balam, balam, bam, 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 drumul se străpung. Hai să facem lucrurile așa cum au fost și să nu mai schimbăm nimic. Dar haide să convenim asupra faptului că niciodată înseamnă niciodată. Și dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să ne cerem voie. Sună bine. Fă ca totul, fă totul să redevină la normal. Fă ca totul să devină cum a fost înainte. Fă totul să redevină la normal. Fă ca totul să devină cum a fost înainte. Fă ca totul să revină la normal. Să revină la normal. Cred că nu mai funcționează. Suntem foarte zgâriați. Iar mie, mi-e cam foame. Este un manuscris destul de ciudat. Care este părerea ta despre el? Poate este un mesaj de la extraterestri. O teorie interesantă, dar de asemenea și eronată. Ce avem noi aici e un exemplu clasic de hartă a unei comori. De fapt, nu arată deloc ca harta unei comori. Este elementar! Este codată! Ai grijă! Niciun cuvânt nimănui! Taina comorilor străvechi. Iar aici e un indiciu codat, aproape șters, cu un semn misterios. Și atunci, cum îl putem decoda?
Avem nevoie de mai multe informații. Să mergem! Toate comorile necodate au fost deja descoperite de multă vreme, dar noi avem șansa să fim primii care descoperă o comoară codată. Da, așa, hai, așa, hai, așa, și acum, da, așa. Lanuș, avem nevoie de arhivele tale. Desigur, librăria mea stă la dispoziție. Acum hai să căutăm ceva similar. Ce nume cauți? Ai nevoie de ajutor? Totul este clar acum. Asta nu e o hartă. E o diagramă. Trebuie să o folosim ca să asamblăm cine știe ce artefact. Cel mai probabil, unul foarte puternic. Nu este periculos, nu-i așa? Și dacă este o bombă? Asta ar fi grozav! Dar cel mai probabil este un artefact care ne poate ajuta să descoperim o comoară străveche. Și tot ce ne mai rămâne este să asamblăm părțile. Gata? Testul cu numărul 126 nu funcționează. Oare ce anume greșim? Arată destul de similar. Nu! Prostii, prostii, Iariciu! Trebuie să căutăm părțile care au simbolul ăsta pe ele. O să încerc să-l decodez. Inventator A.S. Popov. Popov? Ariciu, cred că încep să înțeleg. Trebuie să aflăm mai multe despre acest inventator Popov. Mă duc la Corbescu. Alexander Stepanovici Popov a fost o persoană remarcabilă. A oferit umanității minunata oportunitate de a se putea auzi la orice distanță. A fost magician? Mai degrabă un vrăjitor bun. Domnul Popov a inventat o mașinărie care funcționează cu valuri magice de energie. Mulțumită acelor valuri, putem trimite orice informație, la orice distanță, oriunde pe globul acesta. Ariciu, am înțeles! Artefactul ne va arăta traseul pe care ar trebui să-l urmăm! Cred că am reușit să... să asamblez artefactul. Ofertă de ultim minut pentru o călătorie la Polul Nord. O vacanță perfectă pentru familie. Primul indiciu! Jocurile olimpice din 2015 vor fi ținute în Murmansk. Începând de azi. Ei bine, în regulă, cunoscut și sub numele de Constantinopol, cunoscut de asemenea și sub numele de cea de-a doua Romă, cunoscut de asemenea că Istanbul, el se găsește în golful. La festivalul filmului din India, toți participanții s-au ridicat și au început să danseze!
înseamnă asta? Comoara e ascunsă în 5 orașe? Țopa, poate că ar trebui să unim orașele de pe hartă, așa cum e pe diagramă. Cum e pe diagramă? Un indiciu, a? Ha! Ariciu, sunt genial! Trebuie să mergem aici! Înaintea mea e drumul pe care voi apuca, drumul greu care mă duce spre Siberia. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Fiecare are în traistă pâine, brânză sau compot. Am plecat la drum în grabă spre Siberia. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Omsk, Omsk, Omsk. Prietenii s-au dus, mi-a rămas în față drumul care duce nicăieri. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Dacă picioarele-mi rezistă, dacă nu voi renunța, în genunchi, pe brânci sau pe burtă, voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Omsk! Voi ajunge la Omsk. Era și timpul. Începuserăm să ne facem griji. Nu pot să cred că v-a luat atât de mult ca să descoperiți indiciile noastre. Cum adică indiciile noastre? Acesta este un templu străvechi? Plin cu comori? Sigur că nu! Este mult mai mult de atât. Dați-mi voie să vă urez bun venit la radioul nostru numit Omsk. Deci totul a fost o pierdere de timp. A fost doar o glumă. Ce ai tot scornit despre magicianul ăla Popov și valurile lui magice? Nu am scornit nimic. Popov a inventat radioul. Apropo, radius înseamnă fascicul de lumină, în latină. Mulțumită invenției lui, putem să ne auzim unii pe alții sau să transmitem informații de la distanță. Păi și atunci ce e asta? Am crezut că asamblăm un fel de artefact.
Aceasta este diagrama unui adevărat emițător radio. Într-un fel este un artefact. Gândiți-vă puțin. Această mașinărie vă permite să auziți sunete ce și-au originea la mii de kilometri de locul unde sunteți. Ați găsit ceva mult mai important decât o comoară străveche. Ați asamblat un emițător radio, ați descoperit indiciile și ați găsit drumul până aici. Ceea ce înseamnă că vă puteți considera niște ingineri adevărați și succesorii marelui inventator Popov și ale invenției lui. Pentru demonstrația voastră de inteligență și abilitate, vă oferim titlul onorific de inginer ai radioului. Bine lucrat! Inginer radio adevărat! Bravo! 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 Extraordinar! Bravo! Totuși mă simt destul de trist. Așa puțin, pentru că nu era nicio comoară. Sunt lucruri mult mai grozave decât o comoară. Voi ajunge la Omsk, la Omsk, la Omsk. Omsk! Voi ajunge la Omsk, la Omsk. Serios, e adevărat, prietenii mei închiși la minte. Nu am niciun minut de pierdut. Trebuie să înregistrez datele, apoi să verific din nou cu graficul, să fac niște calcule, să... Dar este un joc intelectual. Mai ales pentru cineva așa de inteligent ca tine. Dar nu am timp de jocuri, trebuie să muncesc. Ah, Lanuș! Mă bucur că ai reușit să ajungi. Jocul este mult mai interesant cu 4 jucători. Bine, ce ne jucăm? Jocuri de cuvinte! Fiecare jucător are 7 piese. Piesele au litere pe ele. Trebuie să formezi cuvinte cu ajutorul acelor litere și să le pui pe tablă. Și cu numerele de pe piese ce este? Fiecare număr arată cât valorează litera respectivă. Când formezi un cuvânt, adaugi punctele de pe piese. Cine are cele mai multe puncte la final câștigă. Înțeleg, dar de ce unele dintre pătrate au diferite culori? Poți să-ți dublezi punctele pe aceste pătrate, iar pe astea le poți tripla. Am înțeles, bine, doar un singur joc și apoi trebuie să plec, am mult de lucru. Deci cine începe? Cine are cel mai lung cuvânt? Poftim. Metanol. E grozav. Deci... Aha. Nu. Pe care e problema? Ai două cuvinte grozave pe care le poți folosi, opus și supus. Mă gândeam că dacă le aranjez diferit, aș putea câștiga mai multe puncte. Nu, deja am înțeles cum merge treaba. Ăsta e maximul de 22 de puncte pe care îl poți obține. 22 de puncte e mai mult ca mine. Am cuvântul mir. E cam slab. Și valorează 5 puncte. Nu pune mir jos. Uite, poți face miros. Iar aici poți să pui faun. Din moment ce F pică pe spațiul verde, cuvântul se dublează și tu o să ai 45 de puncte. Să mă înțepe albina, așa e. Dar ce e aia, faun? Există, într-adevăr, un cuvânt atât de interesant. Este un fel de animal foarte rar. Zic pas de data asta și vreau alte litere. Aură și acut. Ce înseamnă aură? Da, ce înseamnă? E, haide! Înseamnă nimb. De asemenea, înseamnă și aureolă. Da, așa putem și eu să inventez cuvinte. Ce să zic? Nu e un cuvânt inventat. Poate fi un termen anatomic. Oricine a studiat medicina știe ce înseamnă. Da, am înțeles. Ești cel mai deștept dintre noi. Mă întreb oare ce cuvânt s-ar potrivi aici? Găsește cuvintele singură! Dar care-i problema? Până la urmă sunt o doamnă! Sunt
geamăt și puicuță. Cum adică puicuță? Nu mai inventa cuvinte! Ce vrei să spui? Puicuță e o pasăre tânără. Bine, deci se întâmplă să avem o pasăre aici cu noi. Ea ar trebui să știe ce e asta. Bufiță, tu știi ce înseamnă puicuță? Păi sigur că... nu. Dar tu, Săpescu, n-am nici o idee. E un termen foarte comun. E folosit peste tot în lume. Gata cu toate astea! Pot să spun de asemenea că horții e un cuvânt uzual în limba vorbită. Adică, nu mă credeți? Încetează să mai inventezi cuvinte. Care-i problema ta? Ne jucam așa de bine împreună. Cine juca? El se juca. El de unul singur. Se juca singur cu el însuși. Uite! Citește asta. Puicuță, folosit mai ales în mediul rural, înseamnă pui de sex feminin, diminutivul lui puică. Bine, dragule, poate că nu suntem la fel de deștepți ca tine. Dar din moment ce ești așa de deștept, de ce te superi așa de tare din cauza asta? E doar un joc! Mi-am pierdut o zi întreagă căutând dicționarul ăsta. N-am mai avut timp să fac nimic astăzi. Sunt la fel de prostănac ca voi toți. Nu sunt decât un elan erudit. Versiunea în limba română a Chicoriki. Bonele. E bine când copii cresc și încep să călătorească prin lume. Văd mult, vizitează mult, dar nu orice părinte poate călători cu copilul lui. Așa că trebuie să rămâi acasă și să-l aștepți să se întoarcă chiar și pentru puțin timp. Trebuie să-l lași să zboare la ei. Bibi, oriunde ai fi, ești în gânduri la tatăl tău. Eu m-am gândit la tine și dor de tine tot timpul ăsta. Noroc, noroc! Noroc, noroc! Noroc, noroc! Așteptați, așteptați! Nu vedeți că o să răcească copilul? Este târziu! Și briza oceanului e răcoroasă! Da, Bibi chiar este obosit. Hai să nu-l mai deranjăm. Da, așa ziceam și eu. Mai bine mergem acum să-l lăsăm să se liniștească. Pentru că eu cred că e destul de obosit. Bună, hai să mergem acasă, ne liniștim și noi și ne mai vedem mâine. Da? Baby este un robot. El nu trebuie să doarmă. Nu-ți face griji. Am lucrat multă vreme cu copiii. Ohoho, știu exact de ce are nevoie un copil. Dar crescut mare deja? Cu toții vrem să ne crească copiii mai repede. Îi grăbim, dar apoi regretăm asta. Nu știu dacă pot să fiu de acord. Niște scutece. Da, este foarte serios. Deci, cum se simte? Cred că este încă foarte slăbit. I-am adus niște miere. În orice caz, o să aibă nevoie de ceva timp pentru a se recupera complet. Păi nu-l mai legăna așa. Dar are nevoie de aer proaspăt. Dar trebuie să stea în pat. Are o răceală foarte serioasă de care trebuie să scape. Dar... Stai așa! Aduc un cărucior! Și o să-l scot la plimbare! Lugu-lugu-lugu-lugu-lugu! Lugu-lugu-lugu-lugu! Militelule! Poate este cald? Poate că nouă ne e cald. Naril este bine, nu va putea răci, crede-mă! Dar dacă transpiră și răcește? Nu transpiră, el robot! Cum poți să spui așa ceva despre propriul tău fiu? Pentru că a făcut el cu două ambele mâini, înțelegi? Tații au mereu tendința să supraestimeze rolul pe care îl joacă în viața fiului. Ai grijă, nu te duci aproape de izvor, e foarte răcoare acolo. Ah,
Este adevărat că o să plouă și mâine? Nu se mai termină odată cu ploaia asta. Este o vreme îngrozitoare. Este foarte periculoasă pentru sănătate. Ce mai face băiatul nostru? Haide, pase, haide, pase, pase! Dai la mine! Haide! Haide, haide, haide! Bravo, bravo! Au înnebunit cu toții. Ar trebui ca Pin să piardă custodia lui Bibi. Nu pot să-i separ pe Bibi și Pin. Bibi și Pin se iubesc mai mult decât voi toți la un loc. Și pe lângă asta, el l-a creat. Voi sunteți încă foarte tineri și nu înțelegeți că adulții se împart în două categorii. Aceia care sunt buni pentru copiilor și aceia care nu sunt buni. Dragul meu prieten, trebuie să urmezi niște cursuri. O să ne mulțumești mai târziu, crede-mă. Nu fi supărat, prietene. Fac asta pentru că sunt neajutorați. Singurul care îi ascultă este Bibi. Astfel încât duc grija față de el până la extreme. De la revedere. Aici, Vaselin, foarte bun. Uite, aici ultima noastră poză. Ce păcat că șederea ta aici fost scurt. Cel puțin, ei s-au simțit bine cu tine. O, lacrimi. Ajunge. Nu-mi place să spun la revedere. Haide. Ce-i asta? Unde este băiatul? Ce ai făcut cu el? Tată neglijent, ce ești? Bibi a trebuit să plece. A zburat la cosmos. Are misiuni acolo. În cosmos? Fără o pătură? Fără un ciorap de lână? Nu există curent în cosmos, nu-i așa? Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Deja s-a terminat? Ce păcat! Oricum, vă mulțumesc, prieteni! M-am distrat foarte tare! Îmi ajunge până la sărbătorile următoare! Când este următoarea sărbătoare? Ziua roșie din calendar! Următoarea sărbătoare este peste... 37 de zile! 37 de zile întregi? La rând? 37 de zile lungi obișnuite? Mie nu-mi vine să cred! Ei, bine, între timp am putea să mai celebrăm o altă sărbătoare cunoscută. Care? Prieteni!
Ce se petrece? Ce faci, Sătei? Îți vine să crezi? Dar pe oameni, azi este barbatea! Ce anume? Nu se poate sigură, dar cred că este o sărbătoare extrem de importantă prin Paraguay! Săbescu, vrei să dansăm? Sau poate vrei o limonadă? Sau niște ceai? Vă mulțumesc, prieteni, dar mai degrabă m-aș juca de-a v-ați ascunselea. Cu Lanuș. Să mă înțepe albina. Virai, ce prostie de baratumba! Bună, prieteni! Sărbătoare fericită! Ce sărbătoare e asta? Cum adică ce sărbătoare? Astăzi e binecunoscuta sărbătoare a zilei obișnuite. Desigur, cum am putut să uit de sărbătoarea zilei obișnuite? Cea mai mare sărbătoare a Africii de Nord și de Sud. Nu cred să mai avem parte de vreo sărbătoare prea curând. Da, ce păcat că s-au terminat toate sărbătorile. Și atunci ce facem acum? Trebuie doar să așteptăm până la următoarea sărbătoare, așa cred. Ba nu, nu trebuie să așteptăm deloc! Se pare că au trecut deja 37 de zile! Și următoarea sărbătoare este... Prietene, nu am vrut să... Corbescu, prietene, îți mulțumesc. Întreaga industrie agricolă îți mulțumește. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. 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 Cu plăcere. Kikoriki. Să vedeți... Efectul bunicii 3. Cum să vă spun? Pământul pe care era casa voastră era instabil, foarte instabil. Pământul s-a frânt în bucăți ca o groapă infernală și moșia voastră a fost înghițită de un abis. Suflă spre mine.
Drăguța mea, se pare că acești țărani ai noștri ne-au dat foc la moșie. Porcoa! A fost din neglijență sau un semn de protest? Nu cred că și-au dat seama niciodată de treaba asta, deocamdată. Să știi, Muleniti, că o merităm. Tu tot timpul ești în vizită la cineva sau te joci biliard în loc să ai grijă de treburile tale. Nici eu nu sunt mai bună. Nici măcar nu pot aminti când am făcut treabă în casă. Asta e. Asta trebuie să înceteze. Mă duc chiar acum să... ce să fac? Să-mi spăl Batista. Ai dreptate. Da, ai ca de obicei dreptate. Tu ai Batista ta, dar eu ce să fac? Spune. Ești foarte deștept, Mulicica. Folosește-ți creierul. Începe să-i educi pe țărani. Fă-i să înțeleagă că nu se mai poartă arsul moșiilor. Nu se mai face așa ceva. De mult. De fapt, nu mai e la modă. E mai ușor de spus decât de făcut. Ei nu știu nici în ce an suntem, să știi. Țărani, încetați! Să spunem că aveți trei mere. Mâncați unul dintre ele, iar altul îl dați lordului vostru. Deci câte mere vă mai rămân? Unul. De ce doar unul? Aveți trei mere, mâncați unul, altul îl dați lordului vostru? Da, ai dreptate, e doar unul. E un oraș cu renume, cel mai cunoscut din lume. Dacă ai nevoie de un sfat, drumul acestui oraș trebuie luat. Apropo de vrei să știi, aici oraș știută și de copii. Unde e această minune? Dă-mi un ban și îți voi spune. Dă-i jos, femeie din popor, pentru că adevărul te poate pomni direct în față. Femeie, vreau să te înștiințez asupra faptului că Pământul, în primul rând, este o planetă și, în al doilea rând, este absolut rotundă. Lordul meu? Nu chiar! Accept asta, Toanto! Este puțin turtit la ambii poli! Asta e ceea ce produce rotația Pământului în jurul propriei axe! Când ajuns am în sfârșit, eu am stat și m-am gândit, dar am știut că nu e drept timpul astfel să-l petrec. Și în jurul meu am privit, minți subțiri mă-nconjurau. Și am înțeles subit, creierul trebuie folosit. Folosit. Mintea de nu-ți vei utiliza, nimic nu te va ajuta. Ploaie, soare, mașerii, povești, sunt genii, toți țăranii noștri sunt genii. Trebuie, pe bune, trebuie să scriu o programă educațională. O voi trimite guvernului și voi primi cu siguranță o medalie pentru ea. Voi deveni celebru. Despre ce vorbesc? Uită de medalii, o să începem epoca de aur. Toată lumea va fi educată și inteligentă, iar viteza cu care societatea va evolua va crește de 10 ori. O să fie... Ce este? Ce s-a întâmplat? Ha? Genial! S-au întors în timp. Vă rog, pentru următoarea mea zi de naștere, chiar nu vreau cine știe ce cadouri. Ce ziceți de o lopată? Sau un sac cu îngrășământ? Mă tem că s-ar putea să nu mai fie o următoare aniversare. Și de ce anume, mă rog frumos? Este efectul fluturesc. Efectul fluture. S-a întors în trecut, iar dacă el scrie ingenioasa programă educațională, va schimba totul și nu o să mai fie loc pentru prostănaci ca noi în prezent. Asta e o prostie. Ce programă? Noi doar îi făceam pe plac. Străbunica, adică străbunicul, n-ar putea să scrie niciodată ceva măcar pe jumătate atât de deștept. Viitorul poate fi alterat nu numai prin programe inteligente, dar chiar și prin cele stupide. Dacă începem să dispărem acum, înseamnă că funcționează efectul fluture. Vă spun adevărul. O persoană educată nu dă foc moșiilor, cu siguranță.
Tu, Doamne ferește! Deci, cum spuneam, voilà! O persoană educată o să-ți refacă moșia din cenușă pe un teren instabil și chiar și dintr-o groapă în flăcări! Mulenity, vino să bei niște ceai! Hai, grăbește-te! Bine, dar vreau să încep. Mulicica, scrie o programă care va întoarce lumea cu susul în jos. Deci, ai început deja? Nu, cred că o să încep mâine. Oh, nu! Mâine este balul guvernatorului. Poate poi mâine, desigur. O să încep poi mâine. Doar dacă nu apare altceva, desigur. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Mintea trebuie să-ți folosești. Lasă-ne un comentariu cu ce ți-a plăcut în acest episod. Nu uita să te abonezi!